Eu chiar mă întrebam de ce Costi Burlacu și în Corina Țepeș. Iată, eu zic, care-i fișca aici? Nu a fost intenția ca să facem un duet de durată. Cât de complicat e, de fapt, să lucrezi împreună cu soția ta? Se întâmplă de multe ori să venim cu grijile, cu problemele, cu neînțelegerile de la job, din scenă, să le aducem în familie. Și asta mă deranjează enorm de mult. Nimeni în familia mea nu cântă. Eu băteam în toate tigăile și toate ligheanele din ogradă. Ai avut vreo situație neplăcută sau care te-a marcat cel mai mult? La un moment dat am fost eu nevoit să cânt cu pistolul la tâmplă. Care-i tendința? Deocamdată mergem asta. Am înțeles. Ia să vedem în comentarii dacă v-ați dat seama despre ce melodie e vorba. La 5 ani după ultimul concert susținut în Republica Moldova, Dan Bălan revine cu un spectacol grandios la Chișinău. În cadrul concertului Magia Crăciunului vă așteaptă multe surprize. Pe scenă vor mai urca și tinerii interpreți moldoveni Bacota și Cristian Porcari. Continuând cu inegalabila Ludmila Bălan, dar și vedetele disco, Hadaway și Mr. President. Evenimentul va avea loc pe 24 decembrie la Chișinău Arena. Bilete găsiți pe linkul din descriere, pe iTicket și pe afișa.md. Veniți să trăiți magia sărbătorilor de iarnă alături de Dan Bălan și invitații săi. Invitatul interviului fără protocol de astăzi este Costi Burlacu. Toți îl cunoașteți, interpret iubit și apreciat în Republica Moldova, dar Costi, noroc în primul rând. Te salut, Dorin. Mulți te văd foarte des împreună cu soția ta, Corina Țepeș. Cred că cel mai des. Da, și voi practic chiar și la emisiuni de multe ori mergeți împreună. Era o strategie de voastră sau mereu toți vă invit împreună? Deja mereu toți ne invit împreună de mulți ani. Pentru că duet. Pentru că familie, pentru că două inimi într-un singur dor și pentru că pe același drum și tot așa. Nu a fost o strategie, chiar nu a fost. Deci duetele noastre au apărut peste câțiva ani de la începutul relației noastre. Deci noi încă, cântam pe cont propriu, dar deja ne căsătorisem, multă lume ne spunea, hai, faceți un duet, poate faceți ceva împreună. Participasem la un festival și am cântat Oglinda clipilor. Era un proiect în care se cântau piese de Eugen Doga. Noi am cântat Oglinda clipilor, ne uităm ca doi copii. Aha. Și după spectacol a fost așa un after party la o masă și maestru Doga s-a apropiat și a zis, măi băieți, tare vă merge bine piesa asta, luați și o faceți, ieșiți în duet, voi sunteți ca doi porumbei. Deci asta a fost primul impuls. Adică Eugen Doga a contribuit inclusiv, da, că voi el să a fost primul duet. Primul care ne-a zis, măi, luați piesa asta și cântați-o că vă stă bine. Asta se întâmpla prin 2006. Bine, noi am ezitat, cântam piesa aceea pe la petrecere, așa, pe unde aveam ocazia, dar nu o imprimasem, nu o lansasem. Mai apoi mai este un om care a avut un rol foarte important, este doamna Valentina Vătavu, un regizor consacrat, producător de emisiuni de la Televiziunea Națională, de la Moldova 1. Și noi tot mergeam prin emisiuni separat, adică erau emisiuni în care mergeam împreună, dar eu cântam piesele mele, Corina aș cânta piesele ei. Și ea de mai multe ori ne-a zis, ieșisem într-o pauză și am zis, măi, dar voi când o să veniți cu melodie așa, în duet, ceva tu să-i spui ei, ia să-ți spună ție, voi sunteți familie, s-ar privi frumos, ce nu pot să scriu o melodie? Voi deja erați căsătoriți. Da, deja eram căsătoriți de un an și ce nu faci o melodie? Voi sunteți cuplu, voi sunteți duet, știi? Și atunci când, de când multă lume ne spunea, dar când ne-a spus doamna Valentina Vătavu, asta a fost ultima picătură, am zis, hai să facem, era anul 2008 și atunci ne-am pus foarte obiectiv. Serios, da, obiectiv să facem o piesă în duet ca să mergem la o emisiune eventual. Și atunci
Bine, eu scriam multe piese, deja pianul acasă, toată seara ceva cântam și s-a evit melodia asta, s-a pornit de la refren. Trăiam într-o gazdă și aveam pianul și s-a pornit de la refrenul ăsta. Două inimi într-un singur dor, două păsări în același zbor. Și iarăși ne băteam, Corina spunea, nu, că e banal. Zic, mă, nu, măi, că e despre noi. Că... Două inimi într-un singur dor, două păsări în același zbor. Și... Tocmai era, Corina, era în primele luni de sarcină, însărcinată cu Smaranda, deci a apărut și că nu ieșea un vers la socoteală. Și aici a apărut că dorurile toate le vom legăna cu gândul la viitorul copil care urma să se nască. Și când am mers în studio, am imprimat piesa asta, am imprimat Oglinda clipelor, piesa maestrului Doga, și am mers la... Moldova 1, cum era planul să... Și-am pușcat. Și-am pușcat din prima, deci după emisiune, toți producătorii, toată echipa, vai, ce frumos, ce piesă, cât de bine vă priviți. Era o emisiune, știu că vara, filmată afară în curtea televiziunii și mi-a sunat foarte multă lume atunci, zis, vai, v-am văzut, o piesă atât de frumoasă. Și la sfârșitul anului au venit... primele invitații să cântăm la Podcoava de Aur, pe care făcea Noroc, Șlagrul anului, care Aura și Cunoana făceau prima aia ediție și ne-au chemat atunci. Și asta a fost iarăși așa, un impuls. Și asta a însemnat că trebuie să mergeți în continuare și ca duet. Nu, noi nu ne-am gândit atunci că, bine, aveam un duet, lumea spunea, hai, e încă un duet, mai veniți, mai aveți vreo piesă? Nu, mai faceți, ok, mai facem. Am mai făcut al treilea duet, a urmat iarăși Șlagărul anului, deci noi am participat în toate edițiile la Șlagărul anului, câte s-au făcut vreo 9 sau 10 ani. Avem și aia jubileară de 10 ani diploma. Deci am participat consecutiv în toate edițiile. Noi am muncit foarte mult în acei ani, lansam în fiecare an melodie după melodie. Chiar uite, nu a fost o strategie. De asta noi și-am rămas cu numele noastre de... fiecare cu numele său de scenă. Eu chiar mă întrebam de ce Costi Burlacu și în Corina Țepeș. Iată, eu zic, care-i, nu știu, fișca aici? Fișca pentru că... Voi ați rămas și în căsnicie așa? Nu. Opa! Deci... nu a fost intenția ca să facem un duet de durată. Eu cântam piesele mele. Corina Țepeș cânta piesele ei. Era cu piesele ei la radio. Deci asta a fost așa, facem un duet, facem două, vedem cum o fi. Adică, nu că vedem cum o fi. În paralel mai facem și alte piese. Și când lumea a început să ne invite peste tot împreună, bine, erau și momente când... eu spuneam, dar poate să vină Corina singură sau pot veni doar eu, că ea nu poate. Nu, veniți voi, veniți împreună. Și prin spectacole, până la urmă au început să ne invite oamenii și la petrecerile private, pe la nunți, nu acceptau să... varianta solo, nu, zic, vin eu cu o altă solistă, pentru că vreau să zic și la nivel financiar vorbind, cumva, am fi putut câștiga mai mult dacă mergeam separat. Că ar fi putut să-și facă ea o echipă, eu o echipă. Dar oamenii când vedeau, nu, vrem să veniți așa împreună. Jobjob.md este prima aplicație din Moldova unde găsiți ofertele de muncă pentru care salariile sunt mereu indicate. Aici nu există salariu negociabil sau va fi stabilit în funcție de rezultatele interviului. Așa doar tu alegi pentru care ofertă să optezi, fără a-ți rosi timpul în zadar. Numărul companiilor active în aplicație este de peste 700. Deoarece cerința obligatorie este indicarea salariului, aplicația jobjob.md contribuie la creșterea transparenței salariale în țară. În medie, aici găsești peste 5.000 de anunțuri active. Numărul de anunțuri noi publicate lunar este între 400 și 600. Acesta diferă de la o lună la alta în funcție de perioada anului. Tradițional, angajatorii devin mai activi în perioada ianuarie-februarie și septembrie-octombrie. Din toamna anului 2022, când a fost lansată aplicația,
Prin intermediul acesteia au fost expediate angajatorilor peste 120.000 de CV-uri. Ofertele de muncă sunt atât din Chișinău, cât și din peste 40 de orașe din țară. Jobjob.md este disponibilă pe Android și iOS. Descarcă aplicația, caută ofertele după locație, companie sau profesie, filtrează și compară posturile vacante, rămâi la curent cu noile oferte și găsește-ți un loc de muncă chiar lângă casă, trimițând CV-ul cu un singur click. Cât de complicat e, de fapt, să lucrezi împreună cu soția ta, mai ales că vă vedeți în fiecare zi acasă. Da. Adică și acasă, ca și cuplu, îngrijiți de copii, tot ce ține de treburile casnice, și la muncă mergeți împreună. Bine, acasă nu chiar în fiecare zi, sunt zile în care noi ne vedem doar seara. Eu sunt mai mult axat în studioul meu se află în subsolul casei, acolo e raiul meu, colțul meu, în care intimitatea mea, în care eu îmi petrec zilele și mai bine zis nopțile, că stau până noaptea târziu. Ea e focusată pe mai multe chestii și grija a copiilor și sunt zile în care ne vedem seara. Dar, în mare parte, evident că suntem mai tot timpul împreună, pe câte de complicat, pe atât de simplu și invers, pe câte de simplu, pe atât de complicat. E bine că e o chestie pe care noi o facem împreună, în familie, și cumva interesele noastre se intercalează, interesele profesionale și cu cele ale familiei. Dar se întâmplă de multe ori să venim cu grijile, cu problemele, cu neînțelegerile de la job, din scenă, să le aducem în familie, și asta mă deranjează enorm de mult. Dar cum se poate de făcut delimitarea asta? Muncă, casă, cuplu, duet. E complicat, nu e atât de simplu, deși eu încerc de multe ori să delimitez cumva lucrurile, zic, uite, hai, am venit supărați de la concert, venim seara târziu acasă, uneori fetele dorm, nici nu ne mai văd, sau dacă ne așteaptă și eu zic la ușă, uite, am terminat, artiștii au rămas afară și pe ușă intră mama și tata. Zic, hai, lăsăm supărările. Dar alte ori mergem... supărați de acasă. Mergem pe scenă, da, supărați de acasă, cu griji din astea casnice, că n-ai pus ceva la loc, că, mă rog, griji de a familie. Dar ați avut momente când v-ați gândit să nu mai fiți un duet? Da. Să încetați colaborarea? Da, de multe ori. Serios? De multe ori. Chiar recent am avut așa o discuție, care a durat o bucată de noapte. Și asta... Dar ce se întâmplă? Aveți viziuni diferite? Paradoxal, a venit după un program, un recital pe care l-am avut la un eveniment și el a mers, a fost super ok. Și lumea a fost foarte încântată. Dar noi, dorind să fim perfecționiști, suntem cumva, vrem să ne corectăm, eu pe ea, ea pe mine, că nu ai zis bine acolo, că nu trebuia piesa asta să o incluzi, că nu era cazul să o pui, sau că n-ai zis bine acolo, sau că acolo ai făcut prea mare pauză. Deci e greu cumva să te accepți ani la rând, pentru că se formează clișee, se formează chestii bătătorite, care devin banale. Și voi jumătate de noapte ați discutat, gata, încetăm? Și asta mă enervează. Deci noi ambii suntem perfecționiști și asta ne macină. Dar cred că datorită faptului ăsta, lucrurile astea care ne macină, ne și șlefuiesc în același timp, că ne face să devenim mai buni. Adică, știi cum, am ajuns la un moment dat când eu zic, ok, poate punem punct, de anul viitor nu mai accept să mergem ca duet, tu mergi în proiectele tale, eu merg în proiectele mele, știi? Și aici se termină tot, pentru că noi prea mult am construit împreună, noi atâtea lucruri, atâtea sacrificii am făcut, piesele noastre au ajuns la atâta lume și noi chiar le-am făcut cu... Și-au împușcat duetele voastre. Cu toată sinceritatea, să știi, deci noi nu am...
scris, noi nu am realizat nimic, ceva că, uite, asta e fișca acum, asta o să prindem. Noi toate piesele s-au născut sincer. Au venit așa cum a dictat sufletul. Bine, că am mai avut noi încercări să facem ceva care ar prinde bine sau că asta cum ar fi la modă. Da, și bine, asta ar fi bine toți să cântăm. Artiștii, unii da. Nimeresc, alții mai puțin acolo. Dar spune, ați decis să mergeți în continuare împreună pentru că cei care vă solicită vă vor împreună. Și nu-i doar pentru cei care ne solicită. Noi așa simțim, adică, îți zic, prea mari au fost sacrificiile. Noi am creat atâtea lucruri împreună pe care nu e atât de ușor să le distrugi. Bine, asta e o chestie așa de compromis. Să ajunge până aici, până în punctul ăsta în care zici, gata, nu mai facem. Ei, cum să nu mai facem? Și, bine, asta ne cizelează, Dorin. Asta ne cizilează an de an și... Dar care ar fi recomandarea ta, iată, pentru cei care au posibilitatea să lucreze împreună cu soțul sau soția și stau pe gânduri? Să o facă? Sau să bine, fiecare colo? Domeniul nostru artistic e foarte special. Deci una și părinții mei, spre exemplu, muncesc tot la cod, dar e altceva. Domeniul artistic e foarte special. Adică îți dai seama că... Noi lipsim foarte mult de acasă. Copiii noștri petrec foarte mult timp în lipsa noastră. Vorbim nu doar de zile, vorbim de săptămâni, că noi suntem plecați în turnee, deplasări, peste ocean. Și asta totuși își pune amprenta. Deci sunt mari sacrificiile. Eu am un citat curios. Noi o să luăm câteva chestii și după aia o să trecem pe parcursul vostru profesional mai în detalii. Dar ai o declarație care mi-a atras atenția. Poate dacă nu aș fi fost interpret, aș fi spus direct mai multe lucruri. Dar așa trebuie să plac oamenilor și nu-mi permit. Voi vă autocenzurați ca, cu gândul că iată eu sunt interpret, vreau să fiu solicitat și nu o spun ce cred despre cum funcționează nu știu, sistemul politic, sau ce crezi despre anumiți colegi de scenă. La eu, ce? Unde te reții? Eu am spus-o de foarte multe ori. În general, eu cred că dintre colegii noștri am fost de fiecare dată foarte vocal și când a trebuit să spunem lucruri pe nume, am zis. Dar sunt multe chestii când declar ceva și îmi sare foarte mult... lume în cap, societatea noastră este foarte împărțită. Ai zis ceva că nu-ți place în Chișinău. Ai, nu-ți place primarul. Ești plătit de ei sau de ceilalți. Am zis ceva că nu-mi place în țară sau nu-mi place acolo. Gata, te-au plătit ceilalți. Și asta cumva noi am simțit că se răsfrânge direct asupra solicitării, percepțiilor oamenilor, pentru că, din păcate, suntem o societate foarte răzlețită, împărțită, pe striță, pe culori, pe principii. Și ai hotărât, nu mai vorbesc despre subiecte politice? Nu că nu mai vorbesc, adică eu zilnic văd chestii care nu-mi plac și mai fac uneori câte o postare, mai zic undeva pe aici colo și uneori îmi apare atâta hate și chiar și troli care intră și ne distorsionează mesajul. Și de-aia am zis că mă mai rețin, nu de fiecare dată, când trebuie să spun lucrurilor pe nume, spun, adică nu am rețineri. Eu totdeauna n-am vrut să mă împac cu opinia celorlalți, cu că așa crede toată lumea, așa trebuie să cred și eu. Adică am încercat tot timpul să-mi expun punctul meu. Dar asta vorbește foarte mult despre un artist. Când el vine și el își spune punctul de vedere, chiar dacă riscă să ia niște comentarii mai critice, alții o să aprecieze curajul ăsta. Iată, eu simt că în Republica Moldova artiștilor le lipsește curajul. Doamne, tremură pentru fiecare persoană care să îl invite la o nuntă sau cu metrie. Dar stați oameni buni. Curajul e mult mai apreciat când tu nu ești de acord cu ce se întâmplă în țară sau ceva te-a deranjat. Vorbește. Nu putem să tremurăm la fiecare pas că nu o să privească cineva interviurile dacă eu spun ceva nepopular sau că nu o să asculte muzica. Noi... De asta și trăim așa cum trăim.
Că ne-i frică de multe ori să spunem ceea ce credem, dar o să iasă alții la protest. Dar o să iasă alții și o să vorbească. Dar o să scrie altcineva pe rețelele de socializare. Eu am ieșit și la foarte multe proteste. Uite, chiar îți dau un exemplu. În pandemie, eu am fost unul din puținii mei colegi care am ieșit în Piața Mare a Adunării Naționale cu mai mulți muzicieni. Nu că vroiam să anulăm cumva acele restricții, dar am înaintat, cumva înaintam guvernul de pe atunci niște soluții. Deci, foarte mulți colegi au refuzat să vină, alții scriau că da, ce chestionare, ce mânca, îl plouă, ci chiar a rămas total fără bani. Deci în felul ăsta se interpretează, știi? Și privitor la mai multe subiecte și ce ține de drepturile de autor. Unde și sunt probleme enorme. Da, unde sunt probleme. Dar stau artiștii și așteaptă alții să iasă pentru ei să vorbească. Adică ei nu primesc niciun leuț pentru drepturile de autor, dar pare s-a rezolvat cumva. Uh-huh. Cine o să rezolve? Iată, eu sunt curios. Dacă nu o să vorbească artiștii despre problemele cu care se confruntă. Sau în pandemie, că artiștii nu toți au milioane în conturi. Unii chiar sunt la zi cu banii și dacă n-au evenimente, n-au venituri, nu pot să-și întrețină familia și tot așa. Percepția asta că artiștii au bani foarte mult și aruncă cu dânsi în stânga și în dreapta, nu e despre Republica Moldova. Nu sunt e, câțiva nu e despre artiști, noi, nu e despre noi. Câțiva aici care, să zicem, că au resurse și ar putea sta câțiva ani fără să lucreze, dar cei care de la eveniment la eveniment, plus cei care investesc în produsul lor foarte mulți bani, ei nu stau cu conturile. Exact. În fine. Exact, da. Important că tu, adică faptul că recunoști asta, că spui că, uite, dacă n-aș fi fost artist, aș fi fost și mai vocal, dar tu oricum ești vocal în comparație cu alții artiști. Am scris-o eu odată, într-un moment, că am zis că aș spune mai multe, dar mă mai rețin. Eu chiar zilele astea vorbeam cu cineva din colegi referitor la o problemă și zice, hai să ieșim să vorbim. Și persoana dată mi-a zis că, păi, dacă ar fi toți ca tine și ca mine, am reușit ceva, dar... Este 2-3 și da, este 2-3, da. Și eu asta am pățit-o de multe ori. Și o ia în cap cel care ies primul și vorbește. Și o ia în cap cel, da, da. Voi, în general, ca artiști, ca duet, vă considerați de succes? Bine, am avut anumite perioade în care am avut mai mult succes. Am avut perioade în care am avut mai puțin succes. Adică, vorbim de melodii care au împușcat mai bine, care au plăcut. Au fost ani în care nu reușeam să captăm atât de multă atenție. Dar eu mă simt împlinit, mai bine zis. Adică, eu când mă uit în urmă, și mă uit la câte melodii, când stau și le număr și le ascult, mie nu mi-e rușine la melodii pe care le-am făcut cu niște ani urmă. Și asta mă face împlinit. Împlinit cu și împăcat cu mine însumi că n-am făcut melodii pentru azi, pentru ieri. Că am fost sincer și lumea le cântă și astăzi. Iată, piesa Același Drum are 14 ani. Lansată în 2009. Ea este prezentă în toate recitalurile noastre. Nu de aia că vrem noi să o cântăm, dar ea este solicitată, lumea o așteaptă. Piesa asta se cântă în toată România. Să știi, nu există eveniment în România, eveniment privat la care să nu se cânte. Noi personal mergem pe la anunci, când ies afară și aud pe la alte săli cu lumea o cântă. Fuego îmi spunea odată, zice, măi Coste, un leu dacă ai fi câștigat din fiecare dată când se cântă piesa asta, erai milionar mai astăzi. Dar asta te flatează când auzi așa ceva. Adică să știi că o melodie de-a ta e cântat în fel și chip de multă lume, inclusiv din România. Dar tu compari totul cu Același Drum? Iată, nu. Tot ceea ce apare după? Nu, și cu alte melodii. Adică am dat un exemplu. Mă bucur faptul că piesele nu învechesc, adică, în general, dacă muzica e bună, dacă versul e bun, dacă melodia e sinceră, dacă are linie melodică și melodicitate și o armonie bună,
ea nu se demodează și e actuală, cred, oricând. Eu spre ce te duceam cu succesul? Faptul că un artist face un concert la Palatul Național și nu o singură dată, pentru mine asta înseamnă un succes. Pentru că își asumă artiștii care sunt siguri că ar putea aduce public în sală. Exact. Cei care nu au siguranța că o să adune sala Palatului Național plină, ei probabil nu-și asumă responsabilitatea asta. Voi pe 7 decembrie urmează să aveți un concert la Palatul Național organizat de tine și Corina. De noi, și o să aveți invitați. Și o să avem invitați. Și invitați foarte faini. Adriana Ochișanu, Gheorghe Țopa, Irina și Anatol Bivol, Constantin Moscovici. Deci ați selectat foarte bine oamenii, adică iubiți de public. Spune un pic despre acest concert. Cum v-ați asumat responsabilitatea asta? Și înțeleg că nu este primul. Este al treilea concert al nostru solo. Primul a fost pe când noi încă eram pe la început, în 2011. S-a întâmplat primul concert solo, la fel doar noi, fără invitați. Apoi a urmat în 2014. Și tot ziceam să facem, pe urmă apoi s-a născut Ioana, a venit pandemia, am construit casă și așa, a venit abia acum. Dar în acest an, acest grandios spectacol pe care îl organizăm, marchează cei 20 de ani de activitate scenică și 20 de ani de când eu și Corina ne cunoaștem. De când suntem împreună. Da. Simbolist? În 2003 noi ne-am întâlnit pentru prima dată și tot în acel an eu lansam primele melodii. Bine, eu începusem și mai devreme să cânt, să am activitate, dar prima melodie pe radio, pe TV a apărut în 2003 și în cazul meu și la Corina la fel. Și iată, marcăm acești 20 de ani într-un spectacol pe care ne l-am dorit să dăm tot ce avem mai bun. O să fie cele mai mari hituri ale voastre. Da, tu știi cât de greu mi-a fost să selectăm melodiile. Corina tot zicea că dar poate să mai facem piese noi, că nu suntem gata, poate nu anul ăsta, poate. Și când am stat și le-am pus pe foaie și am calculat durata, pentru că va fi atât muzică ușoară cât și muzică populară, vom fi alături de mulți muzicieni. Când am calculat câte melodii și sunt atâtea piese pe care am vrea să le mai cântăm și asta ar face spectacolul și mai lung. Deci noi nu vorbim de piese străine, vorbim de melodii pe care le-am lansat noi, scrisă de mine sau în colaborare cu alți autori. Deci s-au adunat un pic de muzică. Și plus invitați. Dar zi după plus ce invitații. Criterii ați ales invitații? Invitații am ales reieșind din niște relații, deci niciun invitat nu vine întâmplător în acest spectacol, nici nu mi-am dorit, adică noi nu am vrut să facem o gală a invitaților sau cu mătrii de asta în scenă, cu multe nume. Deci va veni Adriana Ochișanu, cu care noi am făcut un turneu frumos prin țară. Am văzut, peste tot s-a adunat foarte multă lume. Hai că discutăm dacă vrei despre asta. Am făcut un turneu și avem o relație specială. Deci nu putea să lipsească Adriana Ochișanu, va cânta în duet cu Corina o melodie pe care ele două o pregătesc, o melodie despre prietenie, va cânta bineînțeles și ea, pentru că vom fi acompaniați de Orchestra Moldovlasca, care va fi în scenă pe tot parcursul concertului, deci ei vor cânta atât muzică populară, dar vor fuziona și cu Festive Band, cu echipa noastră, pe partea de muzică ușoară. Deci mi-am dorit așa ceva, să fie grandios, să reorchestrează toate melodiile noastre, un muzician pe care îl respect foarte mult, Marco Selski, omul ăsta e cosmos. Mi-am dorit foarte mult să fie prezent în acest proiect de mulți ani, vroiam să facem ceva cu el împreună și în acest spectacol el reorchestrează o bună parte din melodiile noastre, le aduce într-o viziune nouă, deci ele vor fi nu total diferite, dar vor suna un pic altfel decât s-a obișnuit urechea oamenilor, vor suna altfel decât sună ele pe radio, deci într-o variantă așa de concert va fi foarte fain. Așa, un alt invitat este Gheorghe Țopa. Gheorghe Țopa
cântă două melodii pe care le-am scris eu. Ce melodii? Viață, fir de ață, vise și speranță. Așa. E piesa mea, da. Mai are Dacă n-ar fi cântecul, dacă n-ar fi cântecul, cum ar plânge sufletul. Iar și piesa mea. Și ei au și o relație specială cu Corina, pentru că socrul meu este sunetistul lui Gheorghe Țopa de prin anii 90. Corina îl știe de când se ține aminte pe Gheorghe Țopa în casa lor, deci e o relație specială în familia lor. Iar noi anul ăsta, la jubileul lui Gheorghe de 60 de ani, i-am pregătit o surpriză, am remixat piesa Florile, stelele, dragostea. Am făcut tot așa într-o haină nouă, e foarte fresh sună piesa asta. Deci, iată, un motiv în plus să-l avem pe Gheorghe Țopa în spectacolul nostru. Va veni și Constantin Moscovici. Eu am scris mai multă muzică instrumentală, mai puțină lume știe despre asta. Da. Nu știam. Da. Ai să auzi la concert. Eu am scris multă muzică instrumentală, nu atât de mult, dar e frumoasă. Am niște melodii pe care eu cred că ele ar fi bune și într-un film. Coloană sonoră pentru film. Niște melodii tare faine. Și mi-am dorit mult în acest spectacol să fie și ceva muzică instrumentală. Și piesele astea sună bine la Nai și atunci avem o relație și un respect deosebit pentru maestru Constantin Moscovici. Dar cum s-au pomenit în această ecuație Irina și Anatol Bibul? Pentru că ei acum încearcă să revină, ei au avut o perioadă de pauză și mă surprinde că m-au acceptat. N-au acceptat atât de ușor, dar noi ne-am dorit foarte mult, într-un moment așa de căutări, de căutări, zic, noi nu am vrut iarăși să facem o mulțime de invitați, dar vrem niște momente așa care să se plieze pe așteptările noastre, pe trăirile noastre. Deci noi am crescut pe melodiile lor, pe melodiile fraților Bivol. Este un duet care a activat înaintea noastră, mai mulți ani înaintea noastră. Și avem un respect deosebit și am vrea în acest spectacol să aducem un onor acestui duet consacrat, care a lăsat atâtea melodii, atâtea șlagăre în pușculița asta muzicală a neamului nostru, niște melodii ca bombonele, iau niște melodii tare frumoase. Și ne-am gândit în acest spectacol, noi ca și duet, ei ca și duet, să facem o chestie în premieră, să ieșim două duete în scenă. Wow, sună curios. Da, și am ales o melodie, de fapt două melodii, dar am ales o melodie tare, tare dragă publicului. Îți zic asta pentru că noi cântând pe la evenimente știm foarte bine ce place oamenilor. E o melodie pe care inclusiv eu și Corina împreună cu Festive Band o cântăm pe la evenimente și ea place foarte mult. Așa că această melodie o vom aduce în scena Palatului Național pe 7 decembrie. O să vin la concert. Eu abia aștept. Eu ador să merg la concerte și, în general, îmi place să văd atmosfera și din culise, dar și ca simplu spectator. Eu te aștept și îți promit că vei avea parte de o revelație, că va fi un spectacol bun. Pentru că noi ultimii ani întotdeauna am ascultat multă muzică și urmăresc concertele internaționale și mi-am dorit să aduc un pic altceva decât se fac de obicei spectacole de acest gen la Palatul Național și sper să reușim din punct de vedere tehnic să realizăm tot ce vreau eu, dar va fi wow. Așa, da. Ai intrigat și mai mult publicul, deci 7 decembrie la Palatul Național. Spune un pic despre familia din care provii tu. Ești din Telenești. Eu m-am născut în Telenești. Nimeni în familia mea nu cântă. Dar eu cânt de când mă țin minte. Eu mă țin minte mic. Mic. 3-4 ani. Și țin minte ca pe-n vis. Da? Și maică-mea mi-amintește cum eu cântam permanent.
pe la grădiniță, pe acasă și piesele în lumina palidă, a, a. Deci cântam, eu urcam prin copaci, cântam, eu băteam în toate tigăile și toate ligheanele de până o gradă. Toți vecinii spuneau mamei, ei, băiatul ăsta o să fie artist. Deci eu m-am remarcat de mic, să știi. Eu am un simț al auzului, nu știu, probabil ești în cazul altor oameni, nu mai știu, dar eu aud uneori niște acorduri pe care eu le-am cântat în copilărie. Două acorduri aud. Și eu deodată știu ce melodie. Deci atât de mult s-a întipărit muzica asta în mine. Deci eu am trăit cu asta. Eu nu am făcut-o dintr-un capriciu sau că mi-am dorit să fiu vedetă. Apropo, mie nu-mi place să fiu foarte recunoscut pe stradă și tot așa. Bă, am momente când eu vreau să fiu eu cu mine însumi. Deci asta nu a fost un scop, vreau să zic. Și am cântat întotdeauna. Deci prin clasa a doua știu că am mers la școala de muzică. Vreau să cânt la acordeon. Acordeonul era mai mare decât mine, eu eram micuț. Acordeonul era mai mare decât mine. Și profesorii au verificat, auzi, au zis, da, băiatul e super, dar e cam micuț. Și că veniți la anul să mai crească, că nu se poate ține acordeonul. Păi, anul viitor, era prin august, eu deja, mame, să nu uităm să mergem să ne înscriem la școala de muzică. Și am mers, am făcut studiile, am cântat la acordeon, am învățat. Pot să zic că nu m-am manifestat foarte mult în școală și aici am un regret. Asta a fost încuva din cauza unui bullying, așa, care exista încă și pe timpul ăla prin școală. Ei, e ca Costea cu gărmoșca, știi? Serios? Da, adică nu punea lumea sau ei mare, mare treabă, știi? Păcat, adică... Dar tu umblai și tot cu baianul? Nu. Eu am mai adus acordeonul de câteva ori pe la școală, pe la anumite sărbători, pe la... Costea cu gărmoșca. Da, adică e mai, iau, te știi. Adică și asta era... te inhiba. Da, asta e cumva mă... Da, mă inhiba. Îmi perdeam interesul. Uh-huh. Și am mai avut odată o chestie cu o profesoară. Știu că trebuia să avem o lecție de solfegiu cumva mai devreme sau ceva la școala de muzică și schimbase. Și eu mi-am cerut voie, zic, pot să merg mai devreme că am o schimbare de orar la școală și la școala de muzică. Și profesoara ce mi-a zis, că ei, e mare artist, ai să fii. Și punem, citește acolo tema ce ai de făcut, știi? Și aici bineînțeles că toată clasa. Și asta bineînțeles că își pune amprenta. Și eu mai cântam până în clasa așa, 7-8, dar mai puțin. Printre a noua am început să cânt mai mult și deja la liceu am început să mă manifest din plin. Scriam muzică în clasa 10-a, 11-a. Au apărut primele melodii de dragoste. Eram prezent la toate balul bobocilor, anul nou, toate sărbătorile, scriam melodii pentru fete. Venea și un băiat cu o clapă de asta, un instrument, o clapă, că nu era mare, foarte sofisticat instrumentul ăla. Când nu-l aveam pe-a meu, bineînțeles că era greu cu banii pe atunci. Dar părinții te susțineau? Erau din ăștia care... Că sunt două categorii de părinți. Cei care spun că ei artist, nu-i profesie. Hai tu învață ceva normal. Nu, eu văd acum, sunt părinți care investesc, știi... Cu treabă și fără treabă în odrasele lor. Și acolo, doamna Maria, cât trebuie acolo? Cât? 200 lei? Cât la pentru concurs? 100 de euro? Da, să iasă copilul pe scenă acolo, pe lângă 50 de alți copii, să aibă un microfon butaforic și noi de acolo, din fundul sălii, să filmăm așa cu un telefon ca să vadă copilul departe. Și, adică, nu, nici asta nu trebuie asta de făcut. Asta e o altă extremă, da. Nici asta nu trebuie de făcut. Dar părinții mei m-au susținut. Ei au crezut în visul meu. Eu prin clasa 3-a, 4-a, la școala de muzică, deja la școala asta eram printre a 6-a, 7-a, la un moment dat m-am gândit să abandonez. Tot din cauza asta, când eram foarte motivat, că lângă școala de muzică erau niște săli care se închiriau și prin anii 90 venise primele
cercuri de taekwondo, de karate, da, băieții serioși mergeau acolo, făceau, știi, dar cu astea cu garmoșca, înțelegi, asta nu era serios. Și eu mergeam la școala de muzică, în pauză treceam prin niște uși pe acolo și mergeam și mă uitam la ei, dar erau băieți, nu știu, și pregăteau oameni de viață să fie băieți serioși. Și atunci, într-o seară, eu i-am zis lui tata, eu las școala de muzică. De ce? Păi vreau să fac altceva, nu știu, karate, box, nu știu, vreme acolo. Și tata zis, sigur? Dar ca să înțelegi, era foarte greu. Financiar era foarte complicat, anii 90. Maica mea lucra educătoare la grădiniță. Taică mi-a rămăsese fără slujbă, fără loc de muncă, că au fost atunci reducerile anice. Era foarte complicat. Eu se minte când maica mi-a venit cu sfârșit de lună cu un salariu cu o pereche de cizme în mână. Știi? Când asta a fost. Și eu căzut pe bilețel, știi, ce-o luat. Și era foarte complicat. Și tata zice, uite, ți-am cumpărat instrument. Nu se reușea în fiecare lună să-mi achite școala de muzică. Zic, facem un sacrificiu ca să-ți achităm studiile tale. Tu sigur vrei să abandonezi? Doar ți-e dragă, știi? Da, dar... Și l-a zis, ok, eu vin mâine la școala de muzică și vorbesc cu profesorul și dacă zici și el că într-adevăr nu merge treaba, faci cum zici tu, dar mai întâi să vedem ce spune și profesorul. Și când a mers profesorul meu, fălăc, a rămas șocat. Zic, cum? Tot ok, bă, el cântă îndată programa care o dau, el are ureche bună, el... Și atunci, stai, cum zic, auzi? Ia las, ce vrei tu? Boxul. Da, vrei, continuă-ți cărărușa ta. Și aici m-au susținut. Deci tu ai mers la Neaga, deja erai cu experiență și... Ei, până merge la Neaga, eu am cântat și în restaurant. Știi cum? Deci ți-am zis, am venit vara, în iunie și prin septembrie, octombrie, Anatol. Deci eu locuiam la ei. Deja am luasem gazdă. Deja locuiam la gazdă. Și seara, Anatol tot mai... Cântau undeva pe la un restaurant, atunci erau multe restaurante, multe terase care era cu muzică vie seara. Și Anatol zice, dar ce faci tu seara acasă? Dar chiar n-aveai ce faci, îți dai seama, nu era cu să ai cum să stai într-un telefon sau aveam un casetofon de ăsta electronic, un braț de casete, cât poți să asculti, n-aveai. Și citeam ziare, mai cumpăram ziare. Zice, ce nu mergi să cauți ceva, să cânti undeva seara, să-ți faci un ban? Zic, dar cum să-mi caut? Păi duci întreabă, intră și... Da, bine, dar eu nu stau mult. Am ideea, ok, mă focusez, merg înainte. Și la fel și astea sunt așa, știi? A, trebuie de făcut, trebuie de vorbit. Ok, am să sun, am să vorbesc, am să întreb, limba oase n-are, peste tot sunt oameni. Ok, eu să merg. Eram pe la, nu departe de casa radio, la telecentru. Eram la stație, văd un local acolo, cânta cineva, intru. Băi, acela, bună seara, bună seara. El am văzut cânta singur, zic, nu, n-ai vrea să mă, nu-ți trebuie coleg, nu vrei să... Și zice, da, eu chiar caut coleg. Dar ce ai? Zic, ai microfon, ai? Zic, nu, n-am nimic. Dar n-avem. Zic, n-am nimic, bine, am împrumutat de la Anatol un microfon. Zic, ok. Și zice, uite. El zice, aici stavca pe sară e 40 lei, dar eu am aparataj, boxe și microfon. Eu în eu 10, 10 lei, mie am aparataj și 30 lei dăm la 2. Ce spuse? Și luai 15 lei pe seară? Și am lucrat cu 15 lei pe seară. Și mai făceam și câte un ciubuc acolo, știi, că iau cineva la biliard acolo și este acolo. Muzicalii pădarăc, Hatiena de la Sașa, știu că ești Vesna, apiat prișla. Și mai făceam încă vreo 15 lei și mă duceam cu 30 acasă. Dar asta nu era așa de rău. Eu plăteam gazda 120 de lei. Deci după câteva luni, maică mea mă sună, zice, să-ți dau bani de gazdă. Zic, nu, eu bani am. Tu unde ai? Muncesc. Dar ce vârstă aveai? 18 ani împlinița mea. Și cât a durat, iată...
A durat eu câțiva ani am activat prin restaurante, mai multe localuri. Am cântat o vară întreagă la Vadul lui Vodă, la o terasă care se afla chiar în mijloc. Am văzut de toate acolo și bătăi și oameni beți și deci de toate, îți dai seama, plajă, n-am spus Vadul lui Vodă și îți imaginezi. Și, da, și eu am cântat o vară întreagă acolo. După asta am cântat și nopți, în timpul ăsta eu eram student. Cântam nopțile, am cântat la un moment dat, aveam vreo 20 de ani de ușor. Am cântat într-un local în Chișinău, deci era un restaurant tip închis. Deci el nu era afișat public, acolo era un restaurant pentru cunoscători. Deci ca să înțelegi, ca urmare a anilor 90 încă, era diferite chestii din astea sumbre. Și cine veneau acolo? Acolo veneau bărbați, în mare parte, veneau cu femei, cu dame de companie, deci nu cu soțiile lor. Așa. Da. Veneau și am văzut de toate, știți, dați seama, eu la 20 ani, adică am văzut de toate și dansuri pe masă și alcool și muzică și diferite scene. Adică tu îi distrai? Da, eu și mai cântam încă cu cineva, adică am mers inițial să m-a invitat cineva să cânt o seară, două, la schimb și acolo era cineva care a zis că dacă vrei să rămâi, rămâi, că i-a plăcut, adică eu aduceam cumva o muzică mai nouă pe atunci, că mare parte cânta? La noi în restaurante, măi, anii aceia, în restaurante cânta foarte mult muzică rusească. Adică, șanson? Da, toate șansonele astea și toate și cu Morcă și Central și Ahadesa și cu nebunii. Și eu venisem cumva, cântam alt fel de piese din astea care atunci erau foarte multe trupe deja în România și eu cântam un pic o muzică așa mai nouă, bineînțeles, le cântam și pe cele, eu și acum le știu pe de rost, stai liniștit. Și cântam, deci acolo a fost așa, a fost destul de încordat, a fost stresant, dar câștigam bine. Fiecare noapte, mai acolo câștigam destul de bine, deci eu acolo puteam să-mi fac gazda pe 3 luni într-o seară. Ai avut vreo situație neplăcută sau care te-a marcat cel mai mult? Da, acolo am avut chiar am avut o situație. Tavanul acela era așa, un tavan dintr-un fel de tot de pod ăsta suspendat. Și tavanul avea multe găuri și mi-a zis cineva că acolo au fost tot timpul pușcători. Deci, când le era viața mai dragă, cântau. Trăgeau câte un glonț de sus în tavan și erau multe găuri în tavanul acela. Și deci localul ăsta nu era public, deci veneau doar cunoscători, oameni care prin relații, sunete, intrau acolo și am avut o situație, zic din pușcăturile astea, la un moment dat am fost eu nevoit să cânt cu pistolul la tâmplă. Aveam cercel în urechi. Corina, ea când m-a întâlnit, ea și acum râde când zici că eu l-am întâlnit în pantalon de piele și cu cercel în urechi. Păi, da, eram student, făceam piese, Ștefan Neaga, dar mă învârteam cu artiștic. Da, eram așa, cu... pare mi-ți chiar am făcut și niște șuvițe așa de colorate, piorușchi, știi? Da, eu am fost așa. Costi Burlacu cu cercel, da, și cu piorușchi și da. cu pistolul la tâmplă. Pistolul la tâmplă, da, da, da. Nu, și... adică acolo cumva era așa era o sală mare și mai erau câteva săli VIP și pe mine m-a invitat cineva într-o sală din aia VIP și un domn de celălalt stătea cu doamnă, o fată acolo alături și probabil a vrut să o impresioneze pe ea sau pe ceilalți care stătea la masă și a zis, da, și cu asta la ureche, știi, în ureche și zic, ok, cercel, zic, tu știi cine poartă asta, știi, zic, mulți poartă, știi? Cine mulți? Zic, mulți din colegi de mei, din prieteni, știi? Și zici că da, și tu ești de șela? Adică pider, știi? Zic, nu. Și zic, tu nu îmi stai aici în față cu... Le-ai scos chiar acum dacă vrei să ieși. Zic, eu nu-l scot. Zic, ăsta sunt eu, deci...
Tu 20 de ani, încă și cu caracter? Am zis că când am de zis, zic, știi? Nu, eu știam că asta e abureală, că nu o să facă nimic. Și el a scos pistolul și a zis că eu, dacă nu-l scoți, eu acum... Și de asta, te împușc. Deci cum, omul te amenința că te împușcă dacă nu scoți cel da, cerciul din urechi? Da, chipul îi scoateți, băi, asta și ești, înțelegi? Și el chiar a scos un pistol real? Da, și da. Și l-a pus la tâmplă? Da, a pus așa pistolul și eu am început să... Am început ceva să cânt și eu cântam și ăsta e cu pistolul, scoate, îl scoat, zic că nu, nu îl scoate. Și nu l-a scos. Dar și ai continuat să cânti? Da, am continuat să cânt. Da, bineînțeles că m-a marcat lucrul ăsta. În general, în profesia asta noastră, noi ne-am călit mult prea devreme. Adică mai ales drumul pe care l-am luat noi, deci de jos am cântat... în tot felul de anturaj, la diferit contingent de oameni. Adică, și pe vremea aia, știți, dai seama, am cântat deci, la oameni dubioși. Deci asta ne-a călit, asta ne-a făcut să fim alți. Dar cum ajungeați voi în anturajul ăsta? Să buni psihologi și... Bine, așa erau realitățile atunci. Înțelegeai că poți intri într-o casă sau într-un club și să nu ieși de acolo întreg? Da, asta era anul 2002, anul 2003, încă erau consecințele anilor 90, încă la prătvaua pe străzi. Acum nu-ți imaginezi asta, dar 20 de ani urmă încă erau... Adică voi mergeați, cântați pentru hoți în lege, pentru oameni care... Făceau tot felul de... Nu că mergeam neapărat noi, adică ei vineau în locul... Ei aveau bani unde, da, ei aveau bani și noi cântam acolo, eu eram student, noi ne câștigam o bucată de pâine și... cu Cercel am avut o situație, tot 2002 eram la Botanica, cântam la un alt local, țin minte și acum mă coboram pe strada Cuza-Voda la Vale, era vara. Și îmi cumpărasem o cămașă de la second hand din aia colorată, așa, de asta tropicală, așa, tropicana, cu cămașă tot color. Și e toată vânturașa cămașă. Ce? Eu mă duceam seara tot să lucrez cu ochelare așa puși pe oi, cu cercelul. Ce e ăla? Probabil tot pantalon de piele. Și tot la un moment dat mă oprește doi, zice, băi, ia stai. Să mă opresc. Prezint buletinul. Zic, da cine sunteți? Polițist. Și scoate legitimația. Dar pe civil era. Polițist. Zic, nu am buletinul. Da unde duci? Zic, merg să lucrez, cânt aici. Da unde trăiești? Zic, aici la gazdă închiriez. De unde ești? Dar și mergi așa? Zic, normal merg. Dar și cu pichidul ăsta tău, știi? Băi, îți dai seama în ce societate noi trăim cu mentalități. Bine, acum lucrurile s-au mai schimbat, știi? Adică poți să vezi oameni și cu piercing și cu tatuaj. Și cu... Eu eram sălbatic atunci. Și prezintă buletinul. Zic, eu nu am buletin, du-te acasă și-l ia. Zic, nu pot, că eu la ora 7 încep să cânt aici la terasă. Era fără 10-7, eu nu pot. Și zic, băi, merge acasă și-ți adă buletinul. Zic, nu pot, eu mă duc la terasă. Și îi spun, eu lucrez la terasă. Eu mă duc. El a venit de urmă, eu cântam vreo două piese și el stătea în drum și mi-a arătat, vin încoace, dar eu zic, vin încoace tu dacă vrei, știi? La polițist. Da, el chiar era polițist, era pe civil, n-am înțeles, deci cum. Și zic, vin încoace tu. Dă-i seama, eu gândeam că zic, nu o să mai vină el încoace, că deja la terasă erau clienți, stătea lumea, zic, nu o să mai intre, ce să-mi fac? Și el a venit și m-au târât până la mașina de poliție. Pentru nimic. Pentru nimic. M-au scos în brânci de acolo, căzut microfonul la joc. M-au scos și m-au dus la sectorul de poliție. Scriu lămuriri. Că ce ești? Că n-ai buletin. Păi n-am buletin. Cine? Îmblă toți cu buletinul în buzunar. Era atunci, 2002. Erau protestele alea în care tinerii s-au manifestat în 2002. Probabil și ei trebuia cumva să bage frica în... În 2002, și tu cu ochelari, cămașă tropicală, pantaloni... Da, deci eu acum m-am schimbat, adică nu pot să-ți imaginez asta, pentru că eu deja sunt altfel astăzi și lumea mă cunoaște altfel.
Dar Corin așa m-a întâlnit când ai făcut cunoștință. Da, gata, de atunci ai renunțat? Sau când ai renunțat la Ciorcelul Urechi? Am renunțat după vreo 2 ani de relație cu Corina, că mă tot duceam și ei mulți mă întrebau și mai ales bunielul Corinii tot să lua de mine și zici, tu e venit în familia noastră, ești băiat serios, e Emlicu, știi? Și apoi să-mi stiu la un moment nevoie, zic că e de să-l scot, că m-am săturat să dau atâtea explicații. Dar care era explicația ta? Așa îmi place. Asta e un soi de rebeliune, da? Da, da. Că eu așa și în colegiu vreau să fiu liber, spuneam ce am de zis, îmi plăcea să am punctul meu de vedere, că bine, asta era și un soi de ăsta de a mă diferenția de alții. Cum te-ai cunoscut cu Corina? Stai să-mi iau un pahar de apă, așa pe-ți spun. Eu am început să fac o emisiune la radio, o rubrică mai bine zis, în cadrul acestei emisiuni care dura vreo 3 ore, aveam o rubrică de vreo 30 de minute, în care făceam o emisiune imprimată, că era cam așa, nu tot era live atunci, știi? Făceam o emisiune imprimată și chemam muzicieni, trupe. Atunci, în anii aceia, erau foarte multe trupe, dacă în începutul anilor 2000, erau foarte multe trupe și care făceau o muzică destul de faină, muzică așa nouă pe timpul acela, când era Catarsis, era Dublu Sens, Fresh, multe Solari, majoritatea au dispărut, dar erau mulți tineri care aduceau o muzică chiar proaspătă pentru... Bine, ăsta... De România, dacă acolo era valul în România cu multe trupe. Și el de acolo venea și încoace la noi. La noi tot apărut foarte multe trupi și ele chiar sunau fain. Și eu invitam trupele astea în emisiune și în una din emisiune a venit trupa Edict. Trupa Edict care mie mi-a plăcut foarte mult, că ei abordau așa un pop rock cu instrumente, cu tot așa, era foarte aproape pe stilul meu, pe ceea ce îmi plăcea mie. Și le-am zis, da, vreau să imprim o piesă cu voi. Zic, să fac o piesă cu instrumente și era domnul Valeriu Cataraga, conducător, și zice, bine, vină la noi la centru și adă piesa. Și eu pregătisem atunci melodie, cred că mulți poate și-o mai amintesc, mi-e dor de ochii tăi curați, de zâmbetul nevinovat. Și am mers la Edict ca să facem piesa asta. Și am fost la o repetiție, am fost la a doua, un centru de creație de pe strada Matievici. Și la a treia repetiție, domnul Valeriu îmi spune, avem solistă nouă. Corina Țapeș. Deci iată, acolo m-am întâlnit cu Corina. Anul 2003. Deci ea făcea parte din trupă, eu am mers să fac piesa asta. Mi-a atras atenția din prima. Deci ea era solista trupei? Era solistă de câteva zile. Aha. Deci ei rămăsese fără solist și au invitat-o pe ea. Deci tu cu trupa Edict urmea să înregistrezi o melodie. Am să înregistrat-o, da. Ei au pierdut solista și la un moment dat au invitat-o pe Corina să fie solistă. Da, deci acolo. Eu am fost la o repetiție, a doua și când la treia am zis că avem solistă nouă. Și cum a fost din start? Tronc la inimă? Da, ea mi-a plăcut cum cânta, mi-a plăcut cum arăta. Adică așa, a avut un vin încoace, știi, m-a făcut acolo clopoțelul, zinc, știi, și adică eu nu am acționat, știi, din prima. Știu că la a doua, a treia repetiție, eu i-am luat ei ochelarii. I-am luat ochelarii, i-am sunat, deja aveam telefoane mobile și i-am sunat, zic, nu, ochelarii mei nu sunt la tine. Și zic, întâmplător au rămas la mine. Adică ăsta era motiv ca noi să ne întâlnim cumva în oraș ca să-i dau ochelarii. Și ne-am întâlnit să-i dau ochelarii. Eram prin parcul Ștefan cel Mare. Am stat la
terasă acolo. Când a venit să achit nota, pentru mine a fost șoc. Dar ea deja cânta și ea pe la evenimente. Apropo, ea făcea mai mulți bani decât mine pe vremea aia. Când a venit momentul să achit nota, eu scot și ea zice, nu, eu îmi achit partea mea. Și aici, știi, s-o trezit bărbatul de mine, zic, cum tu să achiți? Eu te-am invitat. Și zice, nu, eu tot fac bani și eu nu vreau să fiu dependentă de bărbat. Wow, oh my God, asta atunci în ce an? Tim, 2003. În 2003, așa da, abordat. Dar ea chiar face bani, ea chiar avea bani, chiar mai mult decât mine. E așa azi îmi zici că eu sunt dător, nu știu câți bani acolo. Și ați spus, ați achitat împreună. Da, și am achitat împreună. Și după asta s-a mai întâmplat chestia asta. Deci, ce vreau să-ți zic cu asta? Ea din start, Corina a fost o femeie, și este o femeie puternică și bine pe picioare și așa, focusată pe picioare. Deci, ea foarte bine știe ce vrea. Și asta îmi place enorm la dânsă. Dar au contat faptul că i-au avut abordarea asta când prima dată voi ați ieșit la întâlnire? Bine, nu era o întâlnire, era așa ca... Da, băi, m-a enervat un pic asta la început, știi? Dar pe urmă, adică ea și-a manifestat și alte chestii. Deci ea zicea că eu nu vreau să fiu dependentă. Deci eu am văzut-o pe dânsa foarte puternică în gândiri, în deciziile sale... În tot. Ea era foarte încrezută și ea de fiecare dată spunea, eu nu vreau să mă căsătoresc cu un bărbat care o să-mi taie mie aripile și nu o să-mi dea voie să cânt. Bine că noi nici nu era nici măcar vorba de o relație serioasă, dar ea deja îmi spunea asta, că eu știu foarte bine ce vreau să fac, eu vreau să cânt, eu vreau să fac piese, deci avea un scop pe care îl urmărea foarte insistent și adică mie mi-a plăcut asta. Și cât timp voi ați fost împreună până ați decis să vă căsătoriți? Nunta am făcut-o peste 4 ani. Dar noi de fiecare dată glumim, chiar și acum zic că mulțumim Dumnezeu că ne-a întâlnit, zic, numai că un pic de vreme, că eu aș fi vrut poate un pic să mai zburt, să mai trăiesc tinerețele. Dar ce vârstă aveai când voi ați început relația? 21. Eu nu aveam încă 21 împliniți, ea deja avea. Ea e mai mare cu 4 luni decât mine. Așa. Și relația a evoluat așa, încet, încet. Deja făceam piese, evenimente încă nu cântam împreună, dar îi făceam piese, melodii. Ea s-a mutat pe urmă cu chiria în apropiere de mine și la un moment dat i-am zis mie, ți nu-ți pare că tu ai mai mulți ciorapi și haine la mine decât la tine? Așa. Că, nu știu, probabil. Haide, am dus să adă-ți tot. Adă-ți tot ce ai și treci la mine și vii. Eu îți spăl două pereți acolo, tu îți spieli în partea aceea, știi? De acum adă tot ce mai ai acolo, vreo două puloveri, vreo două cămăși, adă tot adică aici. Adică ea a fost cea cu inițiativă adică ca să vă mutați împreună. Garderoba ții mai mult aici. Și atunci noi am decis, după un an de relație, că să locuim împreună. Bineînțeles că părinții au fost, mai ales părinții mei, au fost fost împotrivă. Da, măi, eu eram tânăr. Adică maică-mea nu știa, zice, uite, tu ai lăsat liceul, nu l-ai finisat. Acum eram abia anul 3 la Ștefan Neagă, zice, că deja ai intrat în relația asta, tu acuși nici colegiul n-ai să-l absolvești, ai să abandonezi. Și zic, nu, eu am să continu, eu am să... și au fost mari zarvă, știi? Dar adică, părinții Corinei? Părinții Corinei au luat-o mai ușor. Eu țin că la un moment dat, într-o zi, așa, fără că se vrea, s-au întâlnit maică-mea și cu tatăl Corini și noi deja aveam vreo câteva luni trăit împreună și da, maică mea și tot încă nu-i plăcea situația asta și îi zice lui socrul meu, s-au văzut pentru prima dată, zice, hai să punem băieții ăștia la cale, să-i cununăm, să le facem ceva, că nu e bine cum trăiesc ei așa, în păcat, știi? Și îți vine și acum socrul meu cum era la ușă, zice că asta e treaba lor, eu nu mă bag. Și au plecat, știi? Da,
machimea, femeie așa, simplu, mai cu Dumnezeu, mai cu... Dar s-o cu o viață întreagă, s-o martit printre artiști, printre asta, și eu le zic că nu, eu nu vreau să-mi asum asta. Cum o să... Ce o să decide ei, asta o să fie. Adică nu vreau să fiu părtaș, complice, știi? Nu, mi se pare abordarea bună. Foarte bună, da. Bun, acum pe nimeni nu mai surprins dacă s-au mutat. Nu mai surprins, dar în perioada, și fata împreună, în perioada ce era... ceva ieșit din comun. Nu era privit. Curajos din partea Corinei. Știi cum, mai arat cu degetul, unii mei vorbesc și tot așa, dar ea nu a avut nicio treabă. Adică chiar din start... Maică-mea își minte că o suna pe ea și zice, trimite la casă, da. Corina zice, să ducă el singur dacă vrea, eu nu-l țin, lasă-l să duc. Serios? Da, zic, du-te acasă, zic, eu nu mă duc. Eu am un cadou și cadoul ăsta este un Aurelius, Viorica din 2022. Da, mersi. Eu știu că vouă vă place bunișorul. Cui nu-i place aveți, bunișorul, da. Aveți o tradiție seara când aveți bucate gustoase să ciocniți câte un pahar cu vin. Așa că să-l deschizi împreună cu Corina. Da. Pentru că istoria voastră de dragoste e foarte frumoasă. Mulțumesc tare mult. Când văzduhul cuprins e de gerul ce acoperă totul cu gheață, via în taină și îmbracă misterul ca un nou vin să capete viață. Aurelius, primul ice wine sparkling din Europa. Când a venit popularitatea voastră? Popularitatea a venit, bineînțeles, cu lansarea primelor duete. Deci asta cumva ne-a validat. Deci până când cântam noi solo, au fost niște piese așa, care unii prindeau la public, cineva ne vedea. Era mai greu să te manifesti, să te faci remarcat. Odată cu apariția duetelor, atunci noi am apărut așa, în vizor, bine la rampă. Eu m-am uitat pe YouTube și voi aveți, nu știu, parțin mai mult, eu am găsit două melodii care sunt cele mai populare din repertoriul vostru, Același drum, care are aproape 3 milioane de vizualizări, publicat acum 11 ani în urmă, adică totuși are o viață și e cunoscută de toți, și Dorul Lunii, Dorul, care are aproape... 1,5 milioane de vizualizări. Marea popularitate a venit la voi odată cu Același drum. Pentru cel mai de succes moment. Sau tu cum îl vezi? Melodia asta este cumva cartea noastră de vizită sau cea mai cunoscută. Această melodie, Același drum, dă și generic concertului nostru pe care îl pregătim. A apărut ca și multe alte melodii pe care eu le scriam și, să vezi, paradox, Corina chiar nu a avut încredere în piesa asta. Adică ea, mare parte, ascultă tot ce eu scriu și ea a zis, asta nu o să meargă. Eu cântam, am zis, nu, las-o baltă, că nu-i bună piesa asta. Era doar ca melodie, nu avea text. Da, era ta-ra-ra-ta-ra-ta-ra-ta-r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 a-
Stoianov, care ne-a scris versurile la mai multe melodii. Și noi, i-a venit ca noi să-i arătăm o altă piesă. Și am zis, doamna Marie, da să vă cânt încă o melodie pe care... Și eu nu mă încep și Corina zice, da, nu, lasă tu pe asta, că... Și zice, nu, cântă, eu am cântat-o. Băieți, ăsta-i șlagăr, ăsta-i hit. Am înregistrat pe dictofon melodia, seara ne sună și cântă, același drum în viață avem și fericiți în doi suntem. E drumul nostru ce ne-i dat să îl urmăm. Deci e chiar despre noi. Noi, asta e motoul nostru, noi cu asta pornim de acasă. Noi la orice spectacol când pornim la drum, zic, ce draga mea, pe același drum, am plecat. Știi? Și v-am nimerit cu textul. Și în străinătate, da, tot timpul noi invocăm asta și prin aeroport pe unde suntem înapoi, ieșim sau intrăm în aeroport, știi, când ne petrece cineva în străinătate, ne petrece la aeroport, zic ușile și zic, hai papa, zic, hai draga mea, pe același drum. Cumva deja asta a devenit parte din noi, genericul ăsta. Și voi ați înregistrat melodia, deja ați publicat-o și da. Când ați înțeles că asta place publicului și a devenit hit? Nu îndată. Ea s-a remarcat așa un pic. Eu am început să văd că o luau în România și au apărut filmări cu români.
Și când am văzut că apar filmări cu români, cu ea, am zis că deja negativul s-a împrăștea prin toată România și zic, hai să facem și noi un videoclip. Și am filmat videoclipul cel celebru cu bicicleta, cu bicicleta tandem, noi doi pe bicicletă. Adică a fost o idee, eu deja făcusem regii și mă gândeam, vreau o fișcă așa, știi, ceva să fie. Și am găsit momentul ăsta, zic, noi doi pe bicicletă. Atunci eu mi-am dat seama pentru prima dată, după aproape 10 ani de relație, mi-am dat seama că Corina nu poate să meargă pe bicicletă și nu poate nici până azi. Serios, zic. Dar clip ați filmat. Da, clip am filmat, da, că eu țineam așa și pe ea, știi. Și am mers. Păi cu bicicleta asta, ei, știi câtă lume îmi spune, băi, dar unde e bicicleta, știi? Înseamnă că și clipul a fost popular atunci. Da, da, bineînțeles că el de acum arată învechit, noi ar trebui poate să facem un alt videoclip, nu știu. Dar de multe ori întreabă oamenii când ne vede ceva, că ați venit cu bicicleta? Zic, nu, am venit cu avionul, știi? Dar care e elementul care face ca o melodie să aibă succes? Voi deja sunteți de 20 de ani pe scenă, aveți hituri pe care mulți dintre noi le cunoaștem. Ați înțeles ce element face melodia hit? Da, e simplu. Simplu ca bună ziua și atât de greu de găsit. Melodicitate, în primul rând. Deci, melodicitate, linie, melodică. Deci, până și astăzi, toată lumea cântă melancolie, dulce melodie și tot așa. Deci, pentru că asta nu se învechește. Deci, o melodie bună, asta... Asta face piesa. Și bineînțeles un vers. Noi la capitolul versuri suntem atât de pedanți și atât de greu ne ies versurile, pentru că nu vrem să cântăm este în noaptea asta, draga mea, vreau să te sărut sub clar stea de lună, sub dulce stea. Și... Ui ce fain, în noaptea asta, draga mea, vreau să te sărut sub stea. Cineva dacă ar cânta cu mult așa profunzime, probabil, ți-ar părea că-i Doamne Dumnezeule. Da. Dar voi scrieți și versuri sau? Puține versuri am scris. Am scris la Cântă Dragostea, sunt versurile noastre. Avem așa unele melodii, nu foarte multe. De obicei colaborăm cu textieri. Dar versul e foarte important, ce spui? Dacă nu știu, contează vocea. Bineînțeles, contează adică și vocea. Adică tu poți să ai o melodie așa și așa, dar cântat cu o voce superbă, s-ar putea să suni wow. Și invers, să ai o melodie bună, dar cântată stângaci și așa. În zilele noastre astăzi, mai mult contează o melodie bună. Din păcate. Pentru că vocea acum o faci... toată lumea se concentrează pe produs, da? Uitați-vă și casele de discuri. Ce... Deci ei nu fac o piesă, ei fac un produs. Am luat piesa, sună linia melodic faină, cu vocea las, cum mai îndreptăm acolo, mai colorăm cu una cu alta și o suni. Pe de partea asta nu e atât de rău. Până la urmă, oamenii nu neapărat vor să fie impresionați de o voce care să se audă în notele cele acute, să urce nu știu câte octave și diapazon. Oamenii, până la urmă, în momentele lor cele faine, atunci când conduc o mașină pe un drum fain sau când sunt acasă într-o atmosferă, vor să asculte melodii care li se așterne așa pe sufletel. Și atunci asta contează, să fie o armonie bună, să fie o melodicitate, să fie un vers în care să se regăsească. Iată, noi am lansat recent Familie Bogată, o melodie așa care s-a născut cumva fără să ne așteptăm, exprompt. Și foarte multă lume iarăși s-a pleat pe mesajul ăsta că e aproape de ei, că e despre familie, că e despre cei dragi. Dar ce părere ai despre tendințele muzicale din Republica Moldova în ultima perioadă? Nu știu dacă pot să-ți spun că noi avem vreo tendință. Mie mi se pare că la un moment dat noi suntem într-o rătăcire. Îmi pare rău că nu prea aud multă muzică așa cum... niște hituri care să rămână, care sunt la moment, știi, în ultimii ani. Și dacă noi avem un Carlos, noi avem Irina Rimes, noi avem The Motans, cu profunzime în texte, da, cu melodii. Mie mi se pare că e o etapă foarte frumoasă. Da, ei sunt în România, dar ei sunt ai noștri. Până la urmă, noi avem o Dara care are atâta, exact, atâta sens în ceea ce faci. Uh-huh.
Pe de altă parte, avem unii artiști care nu au înțeles tendințele. Fac în continuare niște melodii, că te apuc plânsul. Despre asta îți spuneam, despre rătăcirea asta. Parcă vor și ei să plieze cu modernismul, dar nici încolo, nici încoace. Nu, eu mă refeream la muzica asta de consum, cu fast food muzical. Da. Asta de petrecere, că o facem doar ca să avem o muzică de sărbătoare. Da, să avem nuntă sau să cântăm astăzi la doamna Vasilisa, să-i ducem un buchet de flori acasă în o gradă, să intrăm. Nu pot să înțeleg, e ca despre asta rătăcire, îți spuneam că... Dar de ce? Fac eu, tineri de 20 de ani și vezi cu piese din astea cu... De ce? Iată, eu vreau să înțeleg, de fiecare dată, și bine că ești aici, artiștii care pun accent pe text, pe melodie, pe toate aspectele astea vocale. Voi simțiți pericol din partea la cei care fac ceva non-valoare? Nu. Eu am impresia că ei cum apar cu melodia asta așa și dispar. Dar dacă o melodie de asta, care mulți o consider non-valoare, e ascultată de toată țara, e știută cuvânt cu cuvânt, asta nu mai este non-valoare. Ei, da. De ce? Nu ascultă. Acum, toată lumea e proastă și ascultă muzică dubioasă. Ei ascultă muzică. Eu ascult uneori muzică foarte veselă și alteori muzică mega dramatică, da? În funcție de starea mea de spirit. Dar cineva dacă vrea să asculte manele, noi nu avem manele, dar în România ele sunt populare, înseamnă că cineva le ascultă, există consumatori. Oh, sunt și manele faine. Cu siguranță. Serios să-ți spun, eu dacă îți spun acum câteva și chiar sunt faine, cu sens, cu melodicitate, bine, asta e atâtica din tot ce se face, dar sunt și faine. Nu, eu mă refeream, eu mă uit cu... despre non-valoare, deci nu poți să ai multă școală sau să ai nu știu câte conservatoare ca să-ți dai seama că este o linie melodică compusă din trei note, două versuri lipite așa, te-apleap despre un subiect care e despre nimic și când vezi cu oamenii ăștia au plecări, concerte și pe care oamenii îi așteaptă în diaspora. Așteaptă, știi? Dubios mi se pare, nu cu dubios. Dar aici cu e problema? A consumatorului sau problema interpretului? Nu, problema, eu cred că problema în toată asta este în cultura noastră. Ea nu există? Ea cum se formează? Ea nu există, da. Cultura noastră a moldovenilor în mare. Adică eu am întâlnit, din păcate, și în diasporă, oamenii care au plecat de 10 ani și tu-l vezi că el parcă și acum locuiește în sat la el, deci nu s-a schimbat. Cât că ai întâlnit și tu. Știți despre ce vorbești. Și care au impresia că Republica Moldova e exact așa cum era cu 10-15 da, ani în urmă. Da. Și să-l vezi că merge în dita mai metropolă, așa, și merge în mașină de nouă, de 80.000 și ascultă muzică de tot râsul. De doi bani. Nu înțelegi. Băi, doar nu te duci la restaurant să mănânci de pe jos. Sau... Așa e că vrei să mănânci ceva bunișor. Dar asta vine cu... Asta e vorba până la urmă. Uite, tu spuneai dacă ascultă toată lumea. Smaranda mea, fiica mea, are 14 ani. În viață nu o să asculte așa ceva. Dar știi de ce? Că deja are altă pregătire. Niciodată nu o să asculte așa ceva. Eu mă mir de ea cu ce ascultă. Dar asta e formarea pe care... care i-am dat-o noi, din ceea ce a văzut, din ce, adică ea face și balet, face și pian și merge la spectacol. Lumea asta, dar lumea asta e foarte mic în comparație cu masele care... Păi lumea asta se formează un pic, cultura asta, eu vreau să zic că în România mult mai bine oamenii sunt atenți la versuri și nu trec toate prostioarele astea. Bine că sunt și acolo nebunii care trec acolo. În era internetului, da. Acolo nu trebuie să cer, eu asta mă bucur, nu trebuie să cer permisiunea cuiva de la partid sau naiba știi de unde, ca să faci o melodie, să o lansez. Eu nu sunt interpret. Nu, noi suntem artiști. Eu am lansat o melodie cu Georgeta Voinovan, care se numește Du-te Dorule. Apropo, felicitări, eu am ascultat-o de atâtea ori, atât de mult mi-a plăcut. Dar ce text acolo, mulțumesc, dar eu am zis că fac chestia asta... Ca să vorbeam cu niște prieteni care sunt în domeniul ăsta muzical și zic, băi, cum faci de o viață muzică și nu poți nimic
să scoți ceva care să fie ascultat de multă lume. Adică, iarăși, eu nu sunt de părerea că faci muzica doar pentru tine. O faci pentru public, care vrei să o asculte. Dacă vrei să faci muzică doar pentru tine, nu o posta pe YouTube. Pune un calculator, ascultă-o și bucură-te, dă-o la prietenii tăi și poftim. Dacă tu postezi ceva pe YouTube, înseamnă că tu te gândești și la un public potențial care o să o asculte. Și atunci noi am făcut melodia asta. Evident, Georgeta Voinovan, Jos Pălărie, e genială și la text și la muzică. Chiar e genială. Acolo avem, avem și noi câteva dar era ideea melodii scrise. Da, era ideea de tematică și de faptul că părinții mei sunt plecați și chiar dificultatea asta pe care noi avem în Republica Moldova cu mulți moldoveni plecați în străinătate și așa și mulți s-au regăsit. Dar iarăși nu poți să vorbești acolo de capacități vocale ale mele care ele nu există. Eu recit ca un soi de poezie. Cânt partea da. Care se cântă Georgeta Voinovan și o face foarte frumos. Dar iarăși poate de făcut ceva frumos chiar dacă poate nu ai cele mai mari capacități vocale și super talent muzical, dar să ai clar în minte cărui public te adresezi. Păi și până la urmă, iarăși ai, păi faci ai captat cu trăirea, cu ceea ce a scris Georgeta, cu felul cum ai recitat tu. Până la urmă, iarăși vorbim de simțurile astea sufletești. Da, dar cineva ar zice, băi, ce cu ăsta s-a apucat de cântat? Ok, da, tot timpul o să găsească cineva care să spună ceva, deci nu poți place tuturor și nici nu-i bine. Eu ceea ce voiam să zic, e bine să existe această diversitate și cultura, inclusiv gustul ăsta muzical, o să creeze în timp dacă o să existe oameni care o să fac ceea ce fac cu dedicație și pasiune și nu în valorile, cum apar peste noapte, așa dispar, dar rămâne muzica o perioadă îndelungată, cea care e bună. Care e tendința? În general, cum vezi muzica din Republica Moldova peste 5-10 ani? În ce zonă mergem? Tânț? În ce zonă mergem? Deocamdată mergem asta. Am înțeles. Ia să vedem în comentarii dacă v-ați dat seama despre ce melodie e vorba. Atitudinea între artiști în lumea asta muzicală moldovenească. Există invidie? Bineînțeles. Cum se manifestă? Își pun bețe în roatele? Simplu. Și nu se invită la concertele? Începând unor? De la nu-ți dau like. Și... Nu-ți dau like. Da. Asta tot. Bine, asta așa. De ce? Asta e o, și... e o chestie care... dacă un alt artist nu te susține atunci când lansezi ceva nou, asta înseamnă că el... Nu, eu îți spuneam cât e de important să ne susținem. Eu țin minte când noi am lansat primele duete, ne-am întâlnit chiar din perioada imediat următoare, ne-am întâlnit cu maestru Ion Surceanu la o nuntă. Și m-am luat și a zis Costic, dă să strâng mâna, măi, e făcut așa un cântec frumos, îți dă aripi chestia asta, mai ales când auzi din asta că o spune Ion Surceanu sau Zinaida Julia de multe ori ne sună, apropo, avem o comunicare atât de interesantă cu doamna Julia care durează uneori și ori întregi. Este bine să ne susținem, dar nu știu de ce așa, adică să avem și noi ca peste tot clanuri, chestii, grupuri. Tu, sofi. Și ce înseamnă, iată, dacă sunt grupuri în lumea asta muzicală, ei nu invită pe alții din alte grupuri la concerte, nu îi recomandă la evenimente, cum da, funcționează? Probabil da, da, nu îi recomandă. Așa, bine, eu am depășit de mult chestia asta, nici nu vreau să mă gândesc la asta. Adică eu îmi caut de drumul meu și eu știu că cine vrea să mă invite, o să ne invite. Încerc să fiu drăguț cu toată lumea, nu cu fiecare prost. Adică dacă simt că îmi place ceva și e bun, și e de calitate, și de valoare, mă întâlnesc și zic, băi, bravo, băi, e fain, ai făcut bine sau trebuie să mai faci. Spre exemplu cu Gabriel Nebun, noi l-am susținut chiar de la bun început, când a început a veni, eu chiar i-am zis la început, zic, dacă n-ai unde locui, vine și locuiește la noi, el trebuia să vină în Chișinău. Dar după asta, peste câțiva ani, m-am întâlnit cu el și i-am zis, eu cred că el a primit-o foarte ok, am zis, Gabriel, îți mai fă niște melodii, ți-ar mai trebui, adică i-am dat și niște sfaturi.
așa trebuie să, să, adică să ne ajutăm. Ați văzut potențial în eu și bine, el acum e unul dintre cei mai solicitați din Republica Moldova. Știm că are acolo oameni care mai că nu-i sapă groapa să-l arunce acolo. Dar omul ăsta și-a găsit calea. Merge, este solicitat și faptul că publicul îl vrea la evenimentele lui, asta spune multe. Este succesul lui, el are, are tot, carisma lui. Voi mergeți tot la destul de des la evenimente, ne-am intersectat de câteva ori, mergeți în diaspora da. Destul de des. Ați făcut turneul ăsta cu Adriana Ochișanu și am văzut că era lumea acolo foarte dornic să vă vadă. Ce situații ați avut așa mai amuzante în perioada turneului? Ce ți amintești din... Că a durat mult, voi ați fost în mai multe localități. Am avut 24 de concerte. Da. A fost un vis al meu. Eu admir foarte mult interpreții din străinătate care văd, știi, azi, acolo, mâine acolo. Chiar în România, oricum țara mai mare și avem mai multe orașe. Dar am vrut să fac chestia asta și la noi, să ducem un spectacol bun. Un spectacol de calitate, pentru că de obicei în Raioane toată lumea mergea cu negativ, acolo două boxe pus pe scenă, sunet de calitate nu cea mai bună și, așa, și mergea așa, concertul, da, ei, lasă așa, ca la Nisporieni, ca la Soroca. Sau... Nu, deci avem niște oameni minunați în toată țara și am vrut să le ducem ceva, ducem un spectacol bun și noi am reușit să facem acest concert 100% live, cu band, cu scenografie, cu lumini, a fost impresionant și cu vânzări online de bilete, știi, lumea m-a întrebat, cum, cumpru oamenii din Edines, de exemplu, sau din bilete pe online? Da. Iată, am demonstrat. Voi făceați asta în casele de cultură. Am demonstrat că se poate, da. Bine, că am avut și bilete fizice, vânzări de bilete fizice, dar erau vânzările de bilete și oamenii cumpărau chiar și din diaspora, din străinătate, cumpărau bilet și trimiteau să vină mama la... A fost foarte frumos. Deci am avut un proiect chiar interesant și sper să-l mai repetăm. Deci cu Adriana Ochișanu noi am făcut o echipă super faină, am avut o atmosferă minunată în scenă, am avut decență, a fost profesionist. În Republica Moldova, din păcate, în ultima perioadă, bine, se fac concerte, dar ele știm că nu sunt foarte bine plătite. De multe ori artiștii merg la un concert, cântă și nu primesc niciun ban, pentru că îi invită cineva dintre colegi și tot așa mai departe. Este o sursă de venit în Republica Moldova concertul pentru un artist? Sau totuși evenimentele private? Încă nu, dar lucrurile se mai schimbă. Îți aminte, cu ani urmă chiar erau practic gratuite concerte, adică trebuia să te rogi, să te invite cineva. Acum eu cred că ar trebui mai mult să ne axăm pe faptul să ne facem noi concertele noastre. Cred că așa ar fi mai corect. Nu neapărat la Palatul Național, putem opta și în săli mai mici. Iată, ceea ce am făcut noi prin țară, eu recomand și altor colegi să facă. E rentabil? Da. Adică, cel puțin, noi nu am fost minus, chiar dacă am avut un preț simbolic la bilet. Am avut și un partener. Deci, dacă pui capul în mișcare, știi ce să faci. Deci, a fost bine pentru perioada aceea, pentru... Deci, zic, recomand și altora să facă. Nu neapărat să așteptăm să ne invite o televiziune sau un alt coleg sau nu știu ce. Deja e timp. Așa cum ne facem singuri content pe YouTube, pe rețele, așa deja e timp să ne facem propriile concerte. Poate nu neapărat singuri, cu invitați. Până la urmă, ce este un artist? Un creator. Tu creezi ceea ce vrei tu, cum spuneai. Creezi ceea ce vrei tu, ce simți. Vrei să aduci asta publicului, oferă, propune, vinde, se cumpără, bine, cineva o să vină la spectacol, cineva o să te chemi să cânți asta acasă la o petrecere privată. Da, la o petrecere privată. Iată, dacă... Bineînțeles că evenimentele private, acolo e grosul, sursa de bază, da. Inclusiv pentru voi. Da, inclusiv. Cât de des voi sunteți invitați acum la evenimente private? În fiecare săptămână. Deci, chiar de mai multe ori? Noi suntem în permanent pe roate, deci de la turneul pe care l-am avut în primăvară, noi nu am avut nicio săptămână fără evenimente.
Și evenimente din astea, cu deplasări, cu azi la București, mâine la Edineț și, sau tot așa, deci multe. Cu program de 45 de minute o oră? Nu neapărat, și cu program, adică avem și, dar mai avem și cu evenimente cu bandul, cu festival band, este trupa noastră pe care noi am creat-o mulți ani, 15 ani în urmă. Și cântați toată noaptea? Și cântăm, dar acolo avem un show, deci noi avem studioul festiv ca o agenție, nu o agenție, un studio de organizări de evenimente și noi acolo oferim mai multe chestii, deci noi avem și toată partea de entertainment, de sunet, de lumină, mai oferim și alte momente de show, deci acolo ne pregătim. Deci eu am făcut și regie, eu regizez evenimentele astea și acolo vorbim despre evenimente cap-coadă, adică gândite de la A la Z. În ce măsură poți vorbi despre prețuri? Cât costă un asemenea band? Pentru că înțeleg că e implicată mai multă lume și e vorba de mii de euro. Cum funcționează asta? Da, bineînțeles că e vorba de mii de euro, că sunt mulți muzicieni, avem mult echipament tehnic, vorbim de sunet, de lumină, plus că noi mergem și în diferite componențe, adică uneori mergem și în formule mai mici, mergem și în formule mai mari, diferă. Deci, de la 1000 și ceva de euro până la, nu știu, 3-4. În funcție de aici, în Moldova, în România, prețul, bineînțeles, că crește. Și distanța e mai lungă și respectiv distanța mai lungă posibilitățile sunt diferite. Dar da. Cât costă un program marca Costi Burlacu și Corina Țeleș? La moment, 5-600 de euro. Da, deci e media pe piață. Da. Sau puțin peste medie. Eu nu știu, care e probabil. Adică eu ne-am dorit neapărat să fim tot timpul să părim foarte scumbi. Deci noi vedem, adică, care este... Dar voi mergeți în doi. Potențialul oamenilor, care este puterea oamenilor de a nechita. În România, bineînțeles, că luăm dublu sau chiar și mai mult uneori. Totul depinde, știi, ai pus o marfă pe tarabă și poți să ceri și 1 milion, dar nimeni nu-ți dă. Adică, dar e bine să vinzi, știi? Voi sunteți de 20 de ani pe scenă, de câteva ori deja am menționat asta. În perioada asta ați cântat la concerte politice? Politice, da, da, bineînțeles. Dar știi cum? Planul tot e politic. La noi unii nu te întorci, ai stat de vorbă cu cineva și zici, păi, dar stai din partidul ăla și ai apărut că... Eu îți dau numai un exemplu. Era... Ți suna, spre exemplu, primarul Ixulescu din un sat, nu știu unde, din Dondușeni. Bună ziua! Veniți la noi la hram! Venim la hram! Ok, am înțeles, batem palma, deci cu asta cu tot e oficial, cu transferuri, cu asta. Transfer făcut, tot te urci de dimineață în mașină să ajungi până acolo, ai parcurs vreo 3 ore și ajungi și vezi pe scenă. Hai poftim, ieșiți în 10 minute, ieșiți pe scenă, cântați. Și acolo stai pe scenă un banner mare cu un partid. Și asta noi am pățit de foarte multe ori. Nici ce să faci? Nu v-ați învățat să precizați? O să fie un banner al partidului? O să iasă vreun reprezentant să vorbească despre ceva politic? Pentru că ai văzut câte scandaluri au fost la noi cu artiștii. Din câte mi-amintesc, voi nu ați fost cumva vizați direct sau așa. Eu cred că toți artiștii din Republica Moldova, care au mai mult de 2 ani, au cântat pentru anumite partide sau așa. Poate da, am avut situații diverse. Am avut situații când am cântat la niște evenimente publici, cumva, parcă organizate de niște ministere, instituții, știi? Deci, știu, cu data am participat la Ziua Familiei și acolo a luat cineva din cuvânt un ministru sau nu știu, și iarăși au zis că am cântat pentru PD sau nu știu. Dar acum, iată, încercați să fiți mai atenți sau deja noi suntem artiști, noi cântăm pentru oameni, fiecare deja își face propria concluzie, noi nu spunem votați partidul. Niciodată n-am spus votați. Niciodată.
Dar dacă vă sună direct, ok, facem abstracție de situațiile astea unde nu știi și mergi la un hram și evident acolo s-ar putea să nu fie nimic politic, s-ar putea cineva să iasă. Dar dacă vă sună direct, bună ziua, domnule Costi, vreau să vă invit la Orhei să cântați pentru partidul Șor, care nu mai există. Niciodată nu sună cineva să spun așa. Nu, dar nu... Cum, dar nu așa este organizat de partid? Dar nu e organizat de partid, niciodată. De anume de partid. Eu nu mai țin minte că n-au fost. Era în campanie electorală, PL organiza, nu mai sunt concerte din astea electorale strict. Am participat și la din astea mai de mult, dar nu mai țin minte. Îmi pare că acum nici prin lege sunt interzise. Nu, adică de obicei suna altcineva, o persoană interpusă, ceva, că... Băi, e foarte ușor să ne condamne toți și pentru că tu n-ai întâlnit în emisiunea ta, cred că niciun artist care ți-a zis că n-a cântat, spun, numai cel care mănâncă pâinea noastră și care poartă haina asta știe cum este. Dar știi mie ce răspuns îmi place? Da? Artistul spune, da, am cântat pentru politicieni. Pentru toți. Și mi-asum, știam unde merg, știam ce fac și am văzut unde ies. Nu m-am întors, nu am plecat, nu am luat banii și nu i-am întors. Eu știam, da. Și pe de altă parte apreciez altceva. M-am dus, nu știam unde mă duc, am văzut că este partid sau am văzut că este reprezentantul unui partid, m-am întors și am plecat. Și așa. Sau apreciez cei care, eu trebuie să-mi hrănesc familia. Eu nu cânt pentru politicieni, eu cânt pentru oameni. Eu nu zic să voteze pe cineva sau pe altcineva. Mm-hmm. Eu am venit, am cântat și am plecat. Mi-am luat onorariu, am făcut-o asta pentru bani. Toate răspunsurile astea îs asumate. De exemplu, dar acum ai dreptate, e un pic diferit. Câțiva ani în urmă erau condamnați toți. Întrebarea mea e, de fapt, dacă contează pentru ce partid mergi să cânti. Bineînțeles că dacă nu rezonezi chiar deloc cu acel partid, nu știu dacă e ok. Adică noi n-am avut asemenea situații să cântăm pentru... În general, noi n-am avut foarte multe situații din astea să cântăm la concerte politice. Strict politice, unde strict știi unde politice. Mergi și ce faci acolo. Ți-am zis că ele cu hramurile ele acolo sunt atât de comasate, știi, organizat de către nu știu cine, te-a chemat altcineva și acolo hop, la un moment dat spune, da, stați înaintea voastră o să iasă, sau după voi o să iasă domnul Cutărescu, care este deputat în Parlament sau cineva și o să un discurs, știi, de acum așa sătul de chestiile astea. Dar... Sau mai ales cu culorile. De asta în general mi se pare penibil. Vai, v-ați îmbrăcat azi în sacou roșu și sunteți cu sau sacou albastru. Băi, oameni, oameni buni, așa mă enerva chestia, lăsați-ne în pace, deci politicienii nu ne-au confiscat nouă culorile. Eu am în garderoba mea sacouri de toate culorile, eu mă îmbrac cum mi-e dispoziția și cum mi-e îmi place, știi, și îmi pun iar șarfă de care vreau. Și, deci asta în general e stupid cu chestia asta cu culorile, știi? Băi, în general avem de tot 7 culori în lumea asta și ele ne le luau politicieni. E greu să te îmbraci în ceva în ce nu să fie asociat cu niciun partid politic. Dar în campania asta electorală locală ați avut solicitări? Nu. Nu. Din păcate, da? Nu. S-au schimbat. Ai văzut că tendințele sunt altele. Acum toți prețelele de socializare investesc acolo bani, sponsorizare. Da, da. Mai puțin văd eficiența în am adus un artist, o cântat și v-am impresionat. Sau la locale așa era mereu? La locale? Ele... Nu, în Chișinău erau concerte erau locale, de fapt. Acum văd că gata. Nu, sunt concerte obișnuite care sunt. Nu știu că prin lege sunt interzise. Așa cel puțin am auzit tot printre colegi. Nu știu, primarii cei care vreau să impresioneze făceau spectacole până la... Aha. Și deja când e campanie... Până la alegeri, da, în campanie deja era pregătit tot, știi. Dar, zic, de atâtea ori ne-au
decepționat și m-am obosit toate situațiile și combinațiile astea politice. Adică eu vreau să mă ocup de ale mele. Și, dar din păcate asta ne influențează viața. Bineînțeles că toți vor să facă, da. Nu vreau să fac jurnalism, cineva vrea să facă muzică doar, dar ne conduc oamenii pe care noi alegem. Și noi nu vrem să vorbim despre anumite chestii pe care le fac prost sau nu vrem să spunem despre anumite lucruri pe care le fac bine. Și trăim în țara în care trăim. Eu sper cândva să aibă mai mult curaj și breasla artiștilor și a jurnaliștilor și a tuturor celor care pot influența lucrurile în viața asta și să nu ne temem să vorbim despre chestii pe care le credem. Că o să ne judece acolo cineva, da, pe bune. O să fim judecați indiferent ce o să facem și chiar dacă nu o să facem nimic. Tot o zic că ăsta nu face nimic. Și tot așa. Întreb pentru un prieten. Suntem la final. Întrebări scurte, răspunsuri cum simți. Ce îți dorești mai mult? O carieră solo sau duet? Hai, facem scandal în familie. Nu, nu, e greu eu să... Ambele mi le doresc. Dar cred că noi și așa cântăm, adică avem și piese solo. Nu, mie îmi doresc să cânt, să fiu mai departe. Și nu contează. Da, nu contează, solo. Chiar nu contează. Ce te-ar face să renunți la muzică? Problemele de sănătate, probabil. În rest, asta e trăirea mea, asta e vocația mea. Chiar dacă aș face și m-aș ocupa și cu altceva, cum îți spuneam, cu afaceri, cu altceva, aș scrie și aș cânta, poate pentru un public mai restrâns, dar aș cânta. Care este cel mai mare onorariu pe care l-ai primit vreodată, dacă vorbim de muzică? Bine, nu pot să mi-l asum mie personal, pentru că noi cumva, ți-am zis, împărțim scena în două, dar slavă Domnului că onorarul tot vine în casă. Probabil vreo 4-5 mii de euro, vorbim de revelioane prin diaspora, prin străinătate. Wow, e rentabil de mers în diaspora, ați auzit? Bine, mulți artiști vor, nu toți sunt invitați. Bine, că asta cumva știi când mergi, pui și un preț, pentru că dacă mergi cu câteva zile mai devreme și mai pierzi niște evenimente... Pierzi aici, da, și da. Cam ieși la aceiași bani, dar ai o experiență frumoasă Cumva știi, motivezi cum asta, băi, vin ca să am pentru ce, altfel rămân acasă. Noi n-am vorbit despre fiicele voastre. Deloc. Dar vreau să te întreb dacă ți-ai dori ca fiicele voastre să vă urmeze calea. Nu știu, nu neapărat cât că mi-aș dori ca fiicele noastre să ne urmeze calea, că nu e atât de plăcut, dar eu motivez. Maranda la noi este o fire artistică, ea a absolvit deja școala de pian cu 10 pe linie, ne-a făcut părinți atât de mândri, acum ea face balet. Mai și cântă la pian. În copilărie, mai când eram mic, a cântat și cu voce. Eu am făcut mai multe piese. Acum a zis tata, nu vreau. A făcut și lecții de cantul la Cristina Scarlat. S-a lăsat acum, nu vreau. Vedem ce face. Foarte bravă, responsabil. Ioana e vulcan. Eu mă uit la ea și nu înțeleg. Băi, ăsta e copilul nostru. Ea are un temperament așa de activist. Deci total, două fete total diferite ca și caracter, dar e drăguț, îmi place de ea. Mi-a zis profesoara la școală că Ioana face atmosferă, ea dă tonul clasei, știi? Pus adică s-ar putea să vă urmeze calea. E o fire artistică. Păi are și cont de Instagram, deja își face stories-urile ei acolo. A, voi îi permiteți, nu sunteți restrictivi. Bine, mai urmărim ce postează, așa, adică ea pune chestiuri de-al ei, dar are libertatea asta. Știi, cumva cineva din părinți o spunea, ok, interzic telefonul, copilului telefonul în mână. Până la urmă, asta deja este parte din viața noastră, noi toți asta facem. Sunteți părinți severi? Uneori, da. Cum pedepsiți fetele? Nici de cum nu fizic, prin anumite acțiuni. Spre exemplu, nu cumpărăm ceva,
sau dacă am promis că ieșim undeva la restaurant sau facem o vacanță, zic ea că pentru tine o să stăm toți acasă sau aha, ceva de genul dat. Deci niciodată nu m-am aplicat pedeapsa fizică niciodată. Cine dintre tine și Corina este polițistul rău când e vorba de fete? Corina. Bine, ea, polițistul ăla gălăgios, care fiecare zile mai zgâlțe de școlă, știi, pune acolo, pune acolo. Adică eu intervin deja în situațiile, super critice când ea spune ea, cu și-l chem pe tata și eu vin, fac fața aia serioasă și zic că hai venim încoace. Așa, zic că avem de discutat. Mă crezi că eu sunt foarte calm în discuțiile astea. Dar atât de calm că uneori eu sunt îngrușocat de mine. Dar funcționează așa, să știi. Când adică ascultă. Pui copilul în fața faptului și încerci să-i explici ce-a făcut, ce-i bine și ce nu-i bine și cum ar trebui de fapt să fie. Crezi în Dumnezeu? Da. Cum se manifestă credința? Credința... Eu am o relație intimă cu Dumnezeu. Eu și toată familia noastră. Mergeți la biserică? Nu. Mai rar. Eu cred într-o forță divină. Nu știu, m-am zis de multe ori, toate sentimentele noastre, toate trăirile noastre, adică pe lângă faptul ce suntem noi oameni din carne și oase, care ne mișcăm și care gândim, adică sentimentele și trăirile noastre nu puteau să iasă așa pe loc gol. Eu sunt de părere că asta este sufletul, asta este puterea divinității, numiți-l cum doriți. De aia și nu prea merg, nu mergem la biserică, pentru că eu biserica îl am pe Dumnezeu în suflet, noi pornim de fiecare dată de acasă cu Dumnezeu în gând. Mă rog, am simțit de fiecare dată puterea rugăciunilor și a comunicării noastre, a mele cu Dumnezeu. Și dacă n-ar exista Dumnezeu, cred că mic n-ar mai avea rost. Adică la ce bun toate, dacă finalitatea care? Finalitatea? De ce ar trebui să existe? Eu, de exemplu, am o poziție foarte simplă. Oamenii își dau prea multă importanță prin existența lor. Noi suntem ca niște chestii mici, trecătoare prin viață. Ne-am născut, trăim și trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem. Cât trăim și murim ca multe alte animale, insecte și tot așa. Da. Deci ca asta este un curs. Am avut norocul să ne naștem din miliarde de alte particule opțiuni care puteau să fie. Dar nu cred că obligatoriu trebuie să avem un sens al vieții, că trebuie să rămână ceva în urma noastră. Important să nu fim mizerii de oameni. Important să fim, să ne uităm în oglindă și să nu ne fie rușini de ceea ce vedem acolo. Adică să știm că suntem varianta noastră cea mai bună. Și că de la noi poate să înceapă o schimbare. Nu știu, exact, să ai grijă, da, de natură, de mediu în care trăiești, de oamenii care te înconjoară, să nu calci peste capete. Pentru că pe mine mă sperie oamenii profund credincioși care spun că Dumnezeu este acolo undeva sus și veghează și ei își bat soțiile. Da? Ei consumă alcool în exces până așa. Ei curvăresc și fac tot felul de păcate pe care le-au citit în Biblie și sunt într-o chipare a corectitudinii verbal, dar cu fapta fac tot. Eu mai degrabă prefer pe cineva care nu crede în Dumnezeu, dar care are anumite valori și le respectă, și aici eu fac în general societatea în care trăim, decât o societate 99% de creștini ortodoxi declarați, plină de alcoolism, dar asta droguri, nu, dar asta nu-i Dumnezeu. Violență și infidelitate. Dar asta nu e Dumnezeu. Dumnezeu e despre altceva. Dumnezeu e dragoste. Ceea ce spui tu este o demonstrație publică că creezi în Dumnezeu. Adică dacă cineva invocă, de multe ori am auzit oameni care spun, măi, nu mănânc azi de post, că e post, sau că
nu tai pâinea, azi că e sărbătoare. Deci asta nu e despre Dumnezeu. Asta e cu totul altceva. Deci de asta și zic, am, eu cred că în premieră vorbesc la tine despre asta, deci relația asta este intimă a mea personală, în sufletul meu, de-aia nu vreau să merg la biserică să demonstrez ceva, nu știu cui. Sau spup icoane sau spup mâna preotului. Păi da, bune, da, sau cineva papu... crede că dacă au pus mai mulți bani acolo în pușculiță, el e mai iubit de Dumnezeu. Nu prin asta. E mai iubit de preot, să recunoaștem. De preot, da. Nu, asta cu patul mâinii preotului e mădăgată. Da, și când auzi la noi că spune că societatea este, nu știu câte, 90%, da, 99% da, da, creștină, dar oamenii merg la ghicitoare, cred în vrăj, în descântece. Dar din coace cu cruce, deci bat cap în cap niște lucruri. Total. Și Costi, ce contează totuși cu adevărat în viață? Contează libertatea. Știi, eu în meseria asta noastră, eu întotdeauna am avut libertate să fac, deci nu am avut șef. Și asta mă face să mă simt minunat. Totdeauna să fiu stăpânul proprii mele, propriile noastre decizii. Aici mă refer și la libertatea în gândire. Să știi ce vrei, să știi să realizezi ce vrei, să nu ai obstacole și chiar să fim și fizic oameni liberi, să putem să călătorim, pentru că de când am început noi să călătorim, eu mi-am schimbat percepția față de lume. Lumea asta e atât de frumoasă, nu e atât de mare pământul ăsta. Și noi, eu mă simt neapărat că apartenența a poporului nostru sau acestui pământ. Eu cred că noi cu toți ar trebui să ne simțim oameni, cetățeni ai planetei, da, corect. Să fim oameni liberi. Iar noi, slavă Domnului, în ultimii ani, chiar noi moldoveni avem libertatea, așa că oameni buni, călătoriți și savurați din libertate. Și sigur că contează să fii împăcat cu tine însuți, cum ai zis tu, să te poți uita în oglindă și eu mai zic ceva, zic, noaptea când pui capul pe pernă, să nu ai remușcări, să știi că nimeni nu are insomnie din cauza ta, adică nu ai niciun fel de remușcări. Pentru asta trebuie să facem bine.